sănătate tuturor! Astăzi vreau să pregătim împreună o soluție care ne va ajuta să ținem departe țânțarii. Știți că avem o problemă foarte mare în prima jumătate a zilei și pentru aceasta o să avem nevoie de 3 ingrediente. Primul o să fie oțetul. Al doilea o să fie uleiul de floarea soarelui. Și 3, un șampun pe care îl folosim cu toții, nu depinde de marcă. Deci vom pregăti împreună o soluție care ne va ajuta să ținem țânțarii departe. Știți foarte bine că doar femelele mușcă oamenii, deoarece au nevoie de hrană ca să crească ouăle și să se reproducă. Avem o rețetă foarte, foarte simplă. Am să punem 33%, vedeți, eu am marcat aici cu markerul, 33% o să punem oțet, 33% ulei și 33% șampon. N-are importanță cum le punem, deoarece în final oricum o să le amestecăm. Haideți să pun toate ingredientele. Punem oțetul. Cum vedeți, am pus 30% oțet. Acum am să pun ulei. Cum vedeți, am pus și uleiul 30% și acum urmează să punem și șamponul. Deci am pus și șampon 30%, 30% ulei de floarea soarelui, oțet. După care eu am să pun capacul și o să amestecăm bine această soluție. Am pregătit soluția și o amestecăm bine. Și acum soluția noastră este gata. Știți, este foarte interesant că țânțarii atacă unele persoane mai mult și unele persoane mai puțin. Aceasta depinde de mirosul persoanei, de ADN, de microbii care sunt pe piele și în dependență de grupa de sânge. Deci, dacă plecați la țară, la pădure, la baltă, luați această substanță. Știți foarte bine că cele din comerț costă foarte mult și nu țin așa mult. De aceea putem folosi această substanță și cu siguranță nu vom mai avea probleme cu țânțarii timp de 4 ore după ce vom aplica. Vă mulțumesc mult pentru vizionare, vă doresc să aveți grijă de dumneavoastră și să fiți sănătoși. Numai bine!